Astăzi vom prepara spanac, paste, brânzică de casă făcută din lapte și iaurt, smântână, puțină făină de ovăz și usturoi. Paste cu spanac și brânză. Pentru început vom pune pastele la fiert. Vom adăuga câteva paste și le vom lăsa după ce va fierbe apa 7-9 minute. Între timp vom face brânzica de casă. 200 de ml de lapte. Îl vom pune la fiert și apoi vom adăuga 2-3 linguri de iaurt. Și vom lăsa la fiert până se va face brânzica. Laptele a început să fiarbă. Adăugăm iaurtul. Amestecăm puțin, după care lăsăm pe foc până se face brânzica. Artur a fost și el să mă ajute. Acum merge la jucăriile lui. Așa e, mama? Mergi la jucării, mami? Da? Da, te-ai plictisit aici la mama și mergi la jucăriile tale, da? Pupi, pa, pa! Tai, tai! Iubitul meu drag și frumos. Te iubesc. Da. Wow. Apa a început să fiarbă, adăugăm pastele. Lăsăm 7-9 minute. Între timp, prânzica noastră s-a făcut. O punem la scurs. Am spălat spanacul, bine, bine. Avem nevoie de o tigaie în care vom pune puțin unt. Unt de la lăptăria cu caimac. 0,2 grame de sare. Este delicios pentru bebe. Lăsăm untul la topit. Și vom adăuga un cățel de usturoi. Este prima dată când îi fac lui Artur această mâncărică, să vedem dacă îi plac pastele cu spanac și brânzică de casă. Sunt curioasă. Și vom adăuga spanacul. Îl vom lăsa la înăbușit 5 minute, vom mai amesteca din când în când în el. Pastele noastre sunt aproape gata. Delicios, deci miroase spectaculos. Între timp Artur se joacă cu ce apucă pe aici. Ba cu o sticlă, ba cu pompa de umflat mingi, capace, cutia de laptamil pe care am umplut-o cu lingurițe. Știi să deschizi cutia, mama? De aici. Deschizi cutia? Bravo! Ce avem acolo? Lingurițe. Tu?
lingurița. Nu e bună, alta. Mai avem? Aia-i. Aia-i, mama, bravo. După ce spanacul este gata, vom adăuga puțin lapte. Și o lingură de făină de ovăz. Am mai adăugat puțin lapte pentru a fi mai mult sos la paste. Delicios! Arată superb și miroase foarte bine. Vom adăuga și brânzica. Am incorporat toată brânzica cu spanacul, untul, laptele, făina de ovăz și usturoiul. Peste care vom adăuga pastele. Pastele s-au fiert. Le punem la scurs. Adăugăm câteva paste. Oprim focul și după ce am oprit focul vom adăuga și o lingură de iaurt peste pastele cu spanac și puțină smântână. Iaurt și smântână. Delicios! Voi pune câteva paste așa, să vedem dacă o să-i placă. Încet, încet trecem la mâncărica solidă, neblenduită. Și astfel vom începe să îi mai dăm din când în când neblenduit. Delicios. Poftă bună. Ce papa mama? Spanac cu paste. Da, paste. Paste cu spanac și brânzică. Da! Dragostea mea, îți place? Arată bine? Pa, bagă-n gurița. Bagă-n gurița, că e bun. Vai, ce bun e. Pa, pa. Pa, pa. E spanac ăla. Da. Spanac. Da, e spanac. Cum e? Moale? Bun, bun. Vai, ce bun e. Spanac. Și paste. Ei, da, iubitul meu. Hai să vedem dacă ne plac pastele. Hai. Ai, ce bun e spanacul. Vai, ce bun e.
delicios de bun. Așa e că e bun? Super bun. Trebuie să mesteci mai bine acum, da? Da, mestecăm mai bine? Vai, ce bun e! Vai, ce delicios! Delicios! Da! Foarte bun! Foarte bun! Vai, ce ne place de mult! Este bun, 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 bun! Și mama, papă! Și mama are aici! Papă, amândoi! Da! Ce delicios este! Delicios! Da! Da! Da, poftim! Super bun! Da! Miză pap? Pap de pe degețel? Da? Paste? Da? Vai, ce bun e! Vai, ce delicios este! Delicios! Delicios de gustos! Foarte bun! Dacă vrei să fie un pic mai moale, mai punem un pic de iaurt, da? Iubitul meu drag și drăgăstos și minunat! Da, mama, becu! Becu! Becu, da! Becu! Îți dă mama o pastă de asta mică? O pastă mică, mică, vrei? Vrei? Băgă-te o guriță! Ia-n mânuță și băgă-o guriță! Ia! Nu vrei? Să ne fie de bine, a fost delicios, suficient, arhi suficient, fiind paste, se umflă în burtică. Da, foarte bun, delicios.